Salutare compatrioților și bine v-am găsit la un nou început al canalului, se pare. Nu se știe dacă revin chiar complet, adică chiar definitiv pe acest canal, nu știu. Și îmi pare rău că l-am lăsat atât în paragine vreo 3 luni. Dar asta e, când avansăm în această lume și ca vârstă și ca oameni, e și normal să ne lăsăm de unele lucruri. Minecraft-ul, din câte se vede, s-a schimbat foarte drastic, adică nu m-am mai jucat de mult Minecraft, vă dați seama? Nu m-am mai jucat de foarte mult din Minecraft și na, am zis, hai mă să joc chiar Minecraft, de ce nu? Poate e ceva mai șmecher. E ceva mai complicat acum, pentru că înainte era mai ușor, acum e mai complicat pentru mine. Dar asta e. M-am ocupat cel mai mult cu, în timpul meu, m-am ocupat cel mai mult cu școala. Nu, no, am lăsat YouTube pentru că, na, școala e mai importantă, din fericire. Dar, na, la unele materii, na, și după ce suntem la vacanță s-ar putea să mă las din nou. Că, na, asta este, nu avem ce să facem. Depinde de susținerea dumneavoastră. Deci dacă, nu știu, adică o să îmi depun și eu munca, știu, nu am meritat până acum să fiu apreciat pentru că na, încă îmi băteam joc de munca mea. Da, și asta e. Dar am mai prins minte puțin și na, am zis, hai mă să facem și noi ceva mai interesant, nu mai facem live-uri de acum înainte. Băi, s-ar putea să facem live-uri doar când apare ceva mai șmecher, până atunci nu, nu o să facem live-uri, o să edităm, o să fie șmecher. Poate jucăm și cu abonați ceva, dacă mai să se activ și dacă nu. Asta e, asta va fi, cred că, un nou început cel mai probabil. Și aud și muzică pe fundal la Minecraft, pentru că mi-o lene drastică să mai caut nu știu ce muzică, că toate melodiile îmi plac, dar sunt multe cu copyright. Și mai vă amintesc că, na, mi-au copyright, dar asta este. Dar nu prea contează, pentru că mi-am mai luat copyright la câteva clipuri. Cred că când m-am trezit că am vreo 3-4 clipuri cu copyright la muzică, am speriat, da, uite că nu se întâmplă nimic, dar dacă vreau să le scot, le scot. Asta e. Fraților, ne vedem, nu știu, să ne spuneți în comentarii ce vreți să vedeți pe acest canal în continuare sau dacă ați vrea să continui definitiv cu acest canal, nu știu nici eu, depinde de voi. Pentru că, na, eu sunt creator de conținut și voi vă uitați la ce am creat. Dar trebuie să crești ceva interesant. Am văzut că mulți YouTuberi pe Android s-au lăsat. Nu mai atâta hype, nu mai atâta, adică Android era la putere înainte. Acum, nu știu, dar nu Android-ul, în general mobile games era, nu Android-ul, nu știu de ce spun Android, m-am obișnuit pentru că eu am Android. Bine, și iOS-ul este Android, iOS, platforma asta mobilă, adică nu mai așa la putere, nu știu, nu se mai uită lumea, nu știu, am văzut pe la unii câțiva, m-am uitat, e un canal care e foarte apreciat și joacă, se bazează mai mult pe Minecraft, dar e apreciat omul pentru că muncește și asta e, ce vrei să facem, se mai întâmplă. Minecraft-ul nu mai este atât de apreciat în România, din păcate, dar na, unii s-au mai prea apucat și na. Adică eu de ce am revenit pe această platformă și pentru de ce am zis să joc Minecraft mai întâi de toate, pentru că am văzut niște moduri sau nu știu, mape, sunt multe chestii care de care nu știu, de care îmi Nu, care îmi plac foarte mult acest joc, că poți să bagi moduri, poți să bagi chestii multe, poți să joci cu prietenii, serverele, nu știu, adică s-au mai băgat multe chestii pe servere, dar oricum, fraților, oricum, ne vedem și mâine, să spuneți în comentarii acolo, dacă vreți și în descriere aveți și serverul de Discord dacă vreți să vorbim sau grupul de Facebook sau pagina de Facebook, nu știu, aveți acolo în descriere,
jos acolo sau vă pun pe ecran aici linkul și aia este. Fraților, ne vedem și mâine. Ciao, les.